Primăria municipiului Hunedoara a început un proiect de reamenajare a cursului râului Cerna. Proiectul de reamenajare se află la ora actuală în stadiul de precontractare și se apropie de următoarea fază, până la finalul lunii, urmând a fi semnat și contractul de finanțare al proiectului. Pentru ca operațiunile să fie accelerate, cei de la Apele Române și angajații Societății de Salubritate a Municipalității au făcut, de la începutul lunii, ample acțiuni de salubrizare și ecologizare pe malurile râului, aceste lucrări urmând a continua și pe parcursul lunii mai. Primăria Hunedoara îi roagă pe locuitorii orașului, dar și pe cei din Aval, cât și pe cei din Amonte de municipiul Hunedoara, să nu confunde râul Cerna și afluenții acestuia cu rampa de gunoi. Municipalitatea hunedoreană reamintește că aruncarea, depozitarea oricăror tipuri de deșeuri în albia unui râu este strict interzisă. Acest lucru constituie infracțiune conform legii și se pedepsește cu amenzi, dar și cu închisoare de până la 3 ani.